de ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă, abținere dusă. Astăzi ne-am propus următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru costierii locali. De-a tot primarul domnului. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază la cadrul publice ale personalului documentatorat din cadrul aparatului de specialitate primarului comunei de și tuturor subordonate Consiliului Local. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul fundului aparținând domeniului public al comunei de Giu. Și se instrumentează ordinea de zi cu decortarea transportului la care le dat pentru că au fost mai târziu. Exact ce am permis eu, domnul Cătălin, în ziua lui. Cătălin, domnul Cătălin, de acolo la masa aia, după ce terminăm treaba festivitatea, muzica și dansul. Dar dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, da, dacă nu sunt adăugări, cine este pentru? Împotrivă? Ține dusă. Dați și de primul proiect, ok? Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilierii locali. După cum știți, legea... Hai să un pic atest, 3 minute, că și am o grebe să ajung la parcău și apoi, dacă e, să discuții fără după aceea. După cum știți, începând cu 1 iulie 2017, a dat în vigoare legea salarizării, care aduce și două lucruri bune, pe lângă cel al măririi cât de cât al salariilor funcționarilor publici, au crescut și indemnizațiile demnitarilor și aleșilor locali. Mai nou, trebuie să treacă și prin hotărâri din Consiliul Local. Noi am fixat, așa cum spune legea. Vreau să aduc în discuție faptul că legea spune că primarul poate mări indemnizația consilierilor până la 10% din indemnizația primarului. Și atunci eu am considerat că merge pe maxim, nu știu, fac ceva de primării și cred că e ok așa. Nu știu cât o să iasă, o să vedem atunci când... Vă spun eu. O să vedem atunci când da? Luăm statul toate fiecare și o să semnăm. Eu zic că e ok și e s-o de bine. Tocmai să dacă vreți da, să da. Da, deci vreau să fac o completare. În articolul 2 din proiectul de lege spune că această indemnizație se acordă pentru o participare la o lucrare de consiliu, nu spune ordinară sau extraordinară, și una, două lucrări pe comisii. Deci, chiar dacă este una, chiar dacă este două lucrări pe sau sunt, da, chiar dacă este o lucrare pe comisii sau două lucrări pe comisii, tot aceeași indemnizație veți lua, deci 10% din indemnizația primarului, care este 7250. Nu este nicio... Impozabil. Impozabil, da. Nu este niciun secret. În este la 500 de lei poți să fii. 550. Da? Da, după calculul meu. 560. Da, poate să fii. Da. Cine este pentru? Legislația. Împotrivă? Abțineri? Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personale contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hedegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Hedegiu. Da. Legea 153 este cea care reglementează noua salarizare în sectorul bugetar. Articolul, dacă pentru celelalte categorii de funcționari publici din sectorul bugetar, legea prevede niște coeficienți și salariile de bază, o excepție o constituie salarizarea pentru funcționarii publici și personalul contractual din administrație, unde salariile sunt aprobate de către consiliile locale, la propunerea inițiatorului. Cu respectarea nomenclatorului de funcții care este prevăzut la
cu respectarea nomenclatorii, ierarhiei și funcțiilor prevăzute în anexele pe care le-ați văzut în proiectul de hotărâre și în expunerea de motive a primarului și chiar în raportul de specialitate, care reglementează toate funcțiile la nivel de administrație. Ați văzut acolo că o parte din ele sunt, nu au coeficienți, pentru că nu avem în instituție acele funcții. Deci s-au stabilit salariile doar celor pe care, pentru care, care avem posturi ocupate în organigramă. Deci stabilirea salariilor, baza, se face pe funcție și nu pe persoană. Dacă veți vedea, fiecare funcție are același salariu de bază care este diferențiat prin zborul de vechime, care este în funcție de vechime de la 3 la 5 ani 7,5%, 5,5% de la vechimea de la 5 la 10 ani, iarăși 5% vechime de la 5 la 15 ani, de la 15 la 20, 2,5% și mai mare de 20%, 20 de ani vechime, 2,5%. Deci aceasta vechime diferențiază pe o funcție salarizarea. Baza rămâne aceeași. Și salariul de bază este format din coeficientul obținut prin înmulțirea salariului minim pe economie cu sporul de vechime. Ce reglementează foarte bine legea din punct de vedere e, în primul rând, păstrarea ierarhiei într-o instituție, ceea ce este normal și o regulă, ceea ce nu era până acum. Nu. Erau discrepanțe foarte mari între un debutant și un muncitor necalificat. Cu domnul Ardeleanul nostru, care iese la pensie mâine, voi îmi aveam salariul aproape egal cu un debutant care era angajat de 2-3 ani de zile. Așa au fost prins în vechiul statut și așa au rămas. Și ea aduce foarte bine plafonarea salariului. Salariilor la nivelul indemnizației viceprimarului. În administrație, o grilă de salarizare n-am mai avut din 2009. Dar salariul minim pe economie a crescut anual. Iar la funcționari publici, au ajuns ca funcționarii publici cu studii superioare, care ieșiseră din stagiu, să aibă același salariu cu muncitorii necalificați, care aveau studii generale sau medii. Și aveam cazul omului datorii. Și pentru că erau sporuri care se adăugau la salariu, salariul de bază era mic. Erau sporuri care se adăugau, se adăugau și atunci se ajungea să depășească salariul conducătorul unități. Asta e un lucru punctul de vedere, pentru că se păstrează ierarhia și atunci vine la față că e așa. Da, dacă sunt discuții pe tema... Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trei proiecte de hotărâre privind însușirea lucrărilor interesantă bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Helegiu, județ Bacău. E vorba despre cabinul cultural Helegiu de aici, care va, în care va intra pe modernizare și pentru care cheltuim toți în proiectul cât de repede. În inventarul public avea o suprafață de 303 metri, dacă nu mă înșel, pătrați. După măsurătorii cadastrale cu Marlo, ăștia 333, bărbuiesc că a fost o scăpare atunci când l-a măsurat cu ruleta, pe știu, 90, când s-au preluat inventarul public. Despre asta e vorba. Dacă sunt discuții, mergeți să faceți tabelatul. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este vorba de contravaloarea de transport pe care o aprobăm în fiecare lună. Abia astăzi am venit cu documentația și de aia. 2200, mai puțin pentru că au dat în vacanță începând de 15 iulie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La diverse, dacă aveți vreo probleme.